acest termoscanner se înteste. Deci pe mine mă interesează cel mai mult pentru școli, pentru școli, pentru locul unde am intrarea cu publicul. Deci și mai ales pentru direcția taxe și impuse, deci mai multe locuri. Am 120 de școli. Deci îmi trebuie acest termoscanner și eu sper să-mi rezolv parte din problemă. Aș vrea, înainte să înceapă, măcar cei de clasa 8-a și cei de clasa 12-a cursuri. Pentru protecția noastră din UNESCO. Este importatorul direct, avem relația direct cu importatorul. Deci eu zic că e un lucru foarte bun și, cu siguranță, noi către aceste termoscanere trebuie să ne îndreptăm. Măcar unul pe școală am 120 de școli. Plus ce mai am clădirile primăriei, se duce undeva la 150. Dacă are peste 37 de grade, îl trimitem la Caraiman și se testează. Deci asta e procedura și așa va fi de aici încolo. Deci când ți-a spus temperatura că e crescută, se duce și face test obligatoriu. Asta pentru angajați. Cei care vin la relația cu publicul, le spun să duc acasă. Este un sistem ce măsoară temperatura în timp real, deci nu are nevoie de un timp de, nu știu, 2-3 secunde. Este folosit în momentul de față în zonele de transport public, de aeroport, metrou și acces în instituții publice, în clădiri administrative. Sistemul folosește inteligența artificială pentru detecția facială și măsurarea cu precizie la nivelul ochilor a temperaturii. Primul senzor este senzorul camerei normale. Da? În cea de-a doua fereastră avem senzorul termic, iar în partea dreaptă avem snapshot-uri create pe fiecare persoană care intră. Sistemul folosește un black body, un generator de temperatură constantă, pentru a putea măsura cu precizie de 0,3 grade Celsius temperatura corpului uman. Bineînțeles, există discuția de asimptomatici și simptomatici, dar se știe foarte clar că un pacient simptomatic are un grad răspândire mult mai mare decât unul asimptomatic. Sistemul, fiind modular, poate fi scalat de la câteva zeci de mii de euro la câteva sute de mii de euro. E greu de estimat în funcție de configurația și arhitectura clădirilor.